141 de voturi pentru, din 178 de delegați prezenți, asta înseamnă că... Exact, a fost adoptată și componența Comisiei de Etică și Arbitraj, Comisiei de Cenzură și așa mai departe, și moțiunea România Justă, o țară sănătoasă, noua echipă, și vreau să vă anunț că odată pot continua, pentru că mai e până la obținerea rezultatului exact, dar fiind mai mult de jumătate știm de fapt rezultatul în mare, care este foarte important. Foarte important e și anunțul pe care îl fac acum, că în momentul în care evenimentul nostru se va fi încheiat, verzii de prezență la Congresul Extraordinar se vor încolona și vor pleca în marș spre sfârșirea de la Universitate, unde este unde începe protestul. Dar dacă protestați și pe drum până acolo, n-are nimeni nimic împotrivă. Corect? Și... Asta ar vrea să scenă, zone, nu e bine. Ne-am străit pe undeva. Îi aștept pe scenă pe Marius Lazar și pe Daniel Cosma. Dragi prieteni, cum să vă spun pentru încrederea acordată, este o emoție specială pentru mine astăzi și sunt convins și pentru Lavinia. Sunt conștienți amândoi că nu va fi un drum ușor. Contați pe prietenia mea, contați pe onestitatea mea. Mulțumesc, domnul Luc, pentru ceea ce a spus. Așa vom face. Oricum de urmă, în care am fi găsit astăzi, trebuie să fie foarte multe. Mulțumesc echipei frenetice de la Gorj. Vă luăm acest exemplu. Toate județele țării. O spun cu toată încrederea, nu suntem aici să facem figurații, știu, am spus-o de mai multe ori. Începând de luni, în jurul mesei din Orului Permanent Național, se vor lua decizii prin vot, cu dezbatere, cei care se ceartă în jurul mesei vor pleca într-o cameră de război și vor reveni să participe la dezbatere. Eu nu sunt aici să fac jocuri de culise, eu nu sunt aici să fac compromisuri, nici în interiorul partidului și nici în afară. Îmi asum acest demers, care nu este unul ușor, dar aveți convingere că dacă eu voi fi sănătos, dacă voi fi în continuare un om echilibrat și ajutat de către voi, acest partid și voi toți să fiți reprezentați în 2024 în Parlamentul României. Vreau să-i mulțumesc la mine pentru faptul că a fost alături de mine, alături de noi, în toată această perioadă de rând ușoară. Cred că este o premieră în politica română. Când un bărbat ceva mai scurt și o femeie ceva mai înaltă, conduc împreună destinele unui partid, care prezentat, dragii mei, va revoluționa modul de a face politică în România. Vom fi peste tot în țară, vom fi în zonele fierbinți, dar nu vom face doar critică. Nu vom urla la megafoane și portavoci și vom veni cu soluții. Și pregătiți-vă, începând de luni, un calendar clar în care toate organizațiile județene încep, în baza noului statut, să-și aleagă conducerea. Vom fi, și eu vin la peste tot, astfel încât să facem din Partidul Verde o instituție performantă. De asta sunt aici și nu plec până nu vedem Partidul Verde în Parlamentul României, în Consiliile Locale, dând putere celor fără de putere. Mulțumesc pentru vedere! Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, în primul rând, că ați avut răbdare să fiți aici cu noi. Și vreau să le mulțumesc celor colegilor noștri care astăzi s-au dat peste cap să avem un congres desfășurat în bune condiții. Și mulțumim foarte mult, sunt toți aici pe marginea, îi vedeți și știți deja.
Și cred că a fost un prim exercițiu pentru activitățile care vor urma și am văzut că e ok, putem să lucrăm împreună. Mulțumim! De luni încolo, așa cum spunea și Marius, ne veți vedea prin filiale, o să ne cunoaștem și mai bine, pentru că poate că astăzi n-am reușit să vorbim cu fiecare dintre dumneavoastră. Și vreau și să-i mulțumesc lui Marius pentru tot ce... pentru toată lumea care a depus în perioada asta și pentru tot sprijinul. Și e ceva nou și pentru noi, că n-am mai fost în formula asta de copreședinți bărbați-femeie, dar ce pot să vă promit este că puteți baza pe onestitatea noastră, pe cuvântul dat și înainte. Doamne, înainte! Dați-mi voie, pentru că trebuie să cunoașteți un om. Bocanul îi dragi din aici, din tare frumos. L-aveți în fața voastră pe Bogdan Dumitrași. Mulți nu-l știți. Eu l-am învățat pe de rost în aceste luni. Are doar 17 ani. Mă gândesc cu tânăr rebel, înseamnă și puțin și cu ce te faci, și cu Ionescu, și cu Ciprian Pămânescu Mare. Acest om, prin efortul pe care îl face zi de zi, a relansat activitatea de comunicare a partidului. Muncește în numără câte 12-14 ore pe zi, pentru că imaginea partidului de mare să fie relansată. Și chiar dacă unii ore pe care te mai jur, când mă sunt la 1 noaptea, la 2 noaptea, îți mulțumesc pentru tot efortul pe care îl faci și împreună cu Adriana Moroi, vino Adriana aici lângă noi. Împreună cu Adriana Moroi, ei deja fac o echipă redutabilă și cu conducerea organizației tinerilor verzi, vezi mai auzi, în special de acești doi oameni. Adriana Moroi este absolvent de științe politice, cunoaște trei limbi străine, este un om dedicat, un om care muncește dimineața până seara pentru Partidul Verde. Ei vor conduce în 2024 la Partidul Verde. Avem un proiect de lume. Haideți să mai facem un mic efort, mergem să susținem și acest protest.
împotriva prețurilor la energie. Cerem acolo demisia ministrului Gigi Popescu, împreună cu președintele executiv Adrian Bocotaru, om pe care noi ne vom baza foarte mult în perioada următoare și care este acel om de care noi aveam nevoie în această echipă minimală. Mulțumesc tuturor! Nu uitați! Verde! Vine mulțumesc!